Membrii ansamblului profesionist Danubiș au văzut după 3 ani un vis împlinit. În prima zi a Festivalului Țărilor Dunărene a avut loc lansarea unui album în care imaginea și sunetul mărturisesc frumusețea cântecului și jocului popular. Prezentarea CD-ului s-a făcut în cadrul unei conferințe de presă care s-a desfășurat în sala oglinzilor a Palatului Cultural Teodor Costescu. Ne bucurăm că am reușit să-l realizăm. Conține o părticică, cum am spus, din munca noastră din ultimul timp. Mai exact, conține 3 suite de dansuri din diferite zone ale țării, Moldova, Banat și Oaș. Sprijinul financiar este cel mai important în astfel de activități și am găsit înțelegere la președintele Consiliului Județean, domnul Marius Bălu, pentru alocarea sumelor necesare editării acestui album. După câțiva ani de pauză, iată că lucrurile au început să se miște. Festivalul organizat de Consiliul Județean și Centrul Cultural Nichita Stănescu are ca partener primăria din localitatea Mosna, în Serbia, care și-a propus cultivarea valorilor culturale comune ale țărilor dunărene și mai ales a celor româno-sârbe. Asta e un proiect care l-a făcut anul trecut cu Consiliul Județean Mehedinți, cu Centrul Cultural și cu primăria Mosna. Un proiect care a fost foarte bine anul trecut. A fost un proiect la programul Fare CBC al țărilor transfrontaliere, un proiect transfrontalier între noi și Serbia. Proiectul a avut valoare de 154.000 de euro, din care s-au cumpărat pentru ansamblul Danubius echipamente, costume populare, instrumente. Festivalul se va derula pe o perioadă de 5 ani de zile conform proiectului european, grație căruia s-a născut. Prima seară a evenimentului cultural s-a deschis oficial la ora 18:30, iar la ora 18:45 severinenii au fost invitați să participe la un regal folcloric oferit de cele 3 ansambluri invitate și de Alina Moții Drăghia, Ionela Bădălan Toader și Anica Ganțu. Vegetația uscată de pe suprafața a 4 hectare s-a făcut scrum. Detalii mai târziu în jurnal.